Situația în spitale este tot mai gravă după ce guvernanții au fost luați prin surprindere de valul 4 al pandemiei. Unitățile sanitare gem de bolnavi care sunt tratați și pe holuri. Și la Gorj, paturile sunt ocupate până la refuz de bolnavi, locurile suplimentare fiind rapid ocupate. Liderul PMP Gorj este de părere că în următoarele săptămâni situația va fi și mai gravă. Cred că în următoarele două săptămâni o să vedeți imagini apocaliptice în fața sau în interiorul spitalelor din România. Pe de altă parte, socialdemocrații acuză guvernanții de comportament criminal. Senatorul Cristinel Rujan susține că s-au cheltuit sume enorme sub pretextul pandemiei. În această perioadă au cheltuit 2 miliarde de euro, însă aceste 2 miliarde nu se regăsesc în spitalele din România. Nu se regăsesc în paturile de ATI, nu se regăsesc în medicamentele antivirale necesare tratării bolnavilor. Nu au achiziționat, deși alte state le folosesc de ani de zile, de luni de zile, să spunem, poate de un an, acele antivirale care dau rezultate în tratarea SARS-CoV-2. Nu au cumpărat echipamente și dispozitive medicale conforme. Nu au dat o altă dimensiune direcțiilor de sănătate publică pentru eficientizarea activității acestora. Nu au abordat o viziune strategică de mărirea numărului de persoane specializate, adică resursa umană necesară gestionării activității din secțiile de anestezie și terapie intensivă. În județul Gorj, la ora actuală, doar la Spitalul de Urgențe Târgu Jiu, locația Tudor Vladimirescu, mai există 4 locuri la ATI pentru pacienții suspecți de coronavirus.